Viorica Dencil i-a pus secretar de stat lui Petreda pe fiul unui primar PSD, tânărul a condus o importantă instituție în mandatul lui Sorin Grindeanu. Alexandru Valentin Tachianu a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii sublinierei dezvoltării rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dencil. Decizia a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial. Anterior, Tachianu a fost presubliniere-dinte al Agenției Domeniilor Statului, fiind numit în această funcție în martie 2017 printr-o decizie a premierului Sorin Grindeanu. Alexandru Valentin Tachianu, în vârstă de 39 de ani, este fiul lui Marian Tachianu, primar al comunei Brantea, județul Dâmbovia, ef al PSD Brantea și asociat unic al unei profitabile firme care se ocupă cu producția, prelucrarea și distribuia de semine. Tatăl lui Alexandru Valentin Tachianu este unic asociat la SC Agro Alexoana SRL și acționar la SC Agromec Brantea SA. Interesante ce prima firmă, numit după numele copiilor săi, a fost premiat în 2014, în 2015, de către Ministerul Agriculturii, pentru rezultatele deosebite obținute.